Constantin Căruntu, decanul Facultății de Științe Economice, este acuzat că nu își respectă cursurile pe care le predă în cadrul facultății. Fără să anunțe pe cineva, acesta ba pleacă la București, ba invocă motive medicale. În lipsa lui, studenții învață de la asistenți. Ajuns la urechile rectorului Universității Constantin Brâncuș, și zvonul îl obligă pe acesta să ia măsurile necesare. S-a întâmplat ca în urmă cu 3 săptămâni la cursul pe care domnul Căruntu l-avea la facultatea unde este decan, să nu fie prezent, să aibă un înlocuitor. Motivul invocat atunci era acela că a fost cu dosarele la RACIS. O echipă din Consiliul Științific s-a deplasat la Facultatea Științe Economice, unde avea curs domnul Căruntu, dar s-a semnalat faptul că dumnealui este în concediu medical. Deocamdată, Constantin Căruntu se află în vacanță, însă după terminarea acesteia, decanul Facultății de Științe Economice va fi îndeaproape monitorizat de rectorul Universității.